dimineața, bună dimineața. Am fost un leneș maxim în dimineața asta. N-am ieșit la răsărit în sens, dar am deschis ușa de la cort și m-am uitat din cort. Dar leneș maxim am fost. Dar a fost fain. Tu mă tot enervez pe la ureche. Dar a fost fain și de aici să-l văd. Dar n-am avut chef să... Să ies să pregătesc cafeiul. Aici. Gândit să fac cafeaua și micul dejun și să merg pe marginea crestei să stau să văd retezatul. Să beau cafeaua acolo, că la cort tot am băut-o în soare, tot o să stau și astăzi. Mai văd și altceva. Așa aș bea cafeaua zilnic. Am o căbănuță să stau și să mă uit și să nu mai muncesc. Să am vederea asta zilnic. Să mă pregătesc să ies în traseu dacă vreau să mă mai bucur un pic de zăpada asta tare, că după aia se înmoaie de la căldură și nu mai am ce să fac după aia. Așa că mă pun să mă pregătesc. O să fie cald astăzi iarăși. O să fie nebunie. Thank you.
Azi o să vă plimb pe creasta Oslei puțin, să mergem toată creasta până în vârful Ursul, ultimul vârf, după care o să coborâm pe culme în jos spre munții Vâlcan până în șa groapa Nedeuții, după care urcăm. Așa că să-i dăm pe creasta înainte să... Aici avem vârful Ursul și bucata de creastă pe care trebuie să o mai traversez, după care pe linia asta în jos până în șoa groapa Nedeuții, care e aici undeva. Iar aici e creasta de unde am venit și cortul e montat aici undeva, acolo este vârful Oslea. Ursu. Ai, ce vreme, ce creastă. Unde sunt oamenii? Nu-i nimeni. Mai bine. Acolo în vârfulețul ăla vedeți voi un stâlp. De acolo o să-mi pun eu schiurile și la vale. Sper să prind și zăpadă bună, să nu fie destul de moale cum e acum. Cald. Văd eu cum mă orientez eu. Frumoasa Valea Scorotei, o vale extraordinară și vârfurile Peleaga și Păpușa Mare. Păpușa mică se vede și ea, dar sunt prea multe vârfulețe acolo ca să... Iar unde-i norul ăla, acolo e vârful Custura. Și mult mai în stânga, pardon, în dreapta, e creasta de sud a Retezatului pe care am fost acum câteva săptămâni. Vă mai arăt creasta Oslei, cu vârful Oslea, unde e și cortul montat sub chiar sub vârful Oslea. După care urmează plaiul ăla lung, la Suliț, Șaua și Șarba, care coboară în pasul Jiucerna. Iar în depărtare sunt munții Cernei și mai spre dreapta încep munții Godeanu, care se intersectează în Șaua Soarbele cu munții Retezat, mai exact Retezatul Mic. Iar aici, stâncos, e vârful Piatra Iorgovanului, care are și o poveste foarte faină. Google it! Încerc să cobor spre Șaua, să vă mai jos cum e zăpada. Să vă arăt și culmea Oslița, o continuare a crestei Oslei, dar care e foarte puțin frecventată de oameni, pe care v-am dus de altfel acum 3 săptămâni, 2 săptămâni cu gașca când am fost și v-am arătat cum arată și pe acolo, dar nu mai arăt și acum. Iarăși creasta Oslei, dar în prim plan avem vârful Ursul aici în dreapta, pe care am venit acum câteva minute.
zăpada. Care va fi poveste mai bună. Va trebui să urc tot ăsta. Ce zice aici pe indicatorul ăsta? Cam moale zăpada. Cât merge, merge. Deuții aici, de unde pleacă mai multe trasee spre creasta principală a vulcanului, spre barajul Vâlja, Peștișani, spre Gorj, mai exact. Dar am o imagine superbă a Oslei. Extraordinar de frumos se vede din punctul ăsta. Ah, ce s-a muiat aici deja. Thank you.
Cam asta a fost. Mică pauză de hidratare aici în staua asta frumoasă de uzi. În cazul în care veniți vreodată pe aici vara, puteți să stați cu cortul, e o șa foarte bună. Are și apă. Și mai tare vremea și plasă fiind.
Major Ursul în jos, pe care traversez la Stâna Știrbu și urc înapoi pe picior. Să nu fac creasta tot aceeași creasta, așa că mă și dau un pic, mă și plimb un pic, o să fie ok. Hai să mă pregătesc rapid și să-i dau la vale. E cel mai bine așa, măcar mă mai dau un pic. Bă, că mai sunt doi pe schiuri. Urcă. Cred că ar fi apis pe schiuri. Nu, hai să-i dăm. Foarte bine am venit. Foarte bine. Vă arăt și linia de unde am venit. Nu știu dacă vedeți voi urmele, dar chiar din vârful ăla de deasupra la stâncile alea. De acolo până aici în vale. Foarte fain, zăpada nu a apucat să se moaie atât de tare, așa că am venit super bine. Hai să pun focile și...
Cracu-Știrbu, acolo mai jos e stâna. Văd că mai sunt în urcare, iau cracul ăsta. Mai sunt doi în urcare pe schiuri acolo. Și în capătul crestei, la urcarea în Peștișană, mai sunt iarăși doi. Hai să vedem. Am ajuns înapoi pe creastă și am găsit și oamenii de la Târgu Jiu. Ia uite. Sunt iarăși pe creastă, foarte cald. Am un pic și ajuns la cort. Ne sunt și doi domni din Târgu Jiu. De aici o să iau eu zăpadă pentru supă. De obicei mi-aduc o lopată din partea aia altă. Thank you.
jurul ancorelor. Trebuie să mă asigur că se topește zăpada din jurul lor, faza căldurii, și se clădește cortul. Acum vegetarie, nu vă uitați. Pare rău. Apropo, să nu vă lăsați niciodată jeleurile în căldură. Cam așa s-a făcut. Bun. Da, ziceam, să adună norii. Mă, o să fac o supă. E cam ora serii. Am lenevit destul de mult după traseu. A fost bine.
și supa înainte de apus. A fost o tură faină, am avut trei nopți chiar foarte faine aici la vârful Oslea. Am avut parte și de câteva trasee faine pe schiuri. A fost frumos. Mâine, gata, retragerea. Cred că încet, încet îi și apusul, mai avem un pic. Dar până atunci stăm și privim.
afară e foarte senin. Multe stele, multe, multe, multe. Hai, la somn, noapte bună, pe mâine dimineață.